Antrenorii Marian Constantin și Mihaela Voivod speră ca ultima achiziție a unicului Elena Zaharia să revină cât mai repede pe teren. Sportiva de 29 de ani a suferit o intervenție chirurgicală la începutul anului de ligamente și menisc și a început pregătirile cu formația din Piatra Neamț. Cât de curând, pentru că e mare nevoie de Elena, sperăm, am înțeles că fizic ea este refăcută, probabil că psihic mai mult e puțin frică, dar va trece și peste asta și sper cât mai repede să revină în echipa noastră. Aport important ar fi pentru noi? Foarte important, pentru că noi o știm pe Zaharia ce jucătoare e, ce caracter și în care și când a fost la Piatra, echipa Unică a ajutat-o foarte mult și era un om de bază în echipă. După eșecul de la Satu Mare, voleibalistele de la Unic joacă sâmbătă tot în deplasare cu Alba Blaj și au o misiune aproape imposibilă pe terenul formației care sezonul trecut s-a clasat pe poziția a treia. De acum înainte pentru noi orice meci e foarte greu, mai ales că și turul am avut un pic de ghinion pentru că toate jocurile astea mai accesibile le jucăm în deplasare, cele mai grele le jucăm acasă, dar noi, normal, fiecare echipă când mergem să jucăm, se gândește numai la victorie. În prima etapă, Alba Blaj a pierdut cu 0-3 pe terenul campioanelor de la Știința Bacău.